Am revenit cu și mai mult Heavy Rain pentru voi. După cum am promis, o să fie un episod mai special, mai lung, pentru că au fost două episoade de un sfert de oră și... Da. A rămas aici. Noi am venit... De fapt, Ethan a venit să... M-am dat un pic mai tare sonor. Explică cum i-a fost ciordit al doilea copil. Sean. Să mă pun și mai comod. Oh, lișe, nu mai știu. 5 jumate? 5:30, I think. I'm not really sure. What was your son wearing when he disappeared? He was wearing a coat. Oh my god. Beige parcă era. Nu black. Nu black, am văzut o beige. And a pair of pants. Ăștia erau beige, a, patru trebuia să apăs. Ok, we're fucking this up, guys. Nu ok. Weren't you right by the carousel? I went for a short walk around the park, just for a few minutes. When I got back, the carousel had stopped, and Sean wasn't there. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? Pentru că am căutat. I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. All right. That's all the questions I have for now. Okay, știi, nu pot să te văd de strong points. Stai, ok. We'll contact you if we have any more questions. Ok, și am trecut pe... Do you think the origami killer... Am trecut pentru un polițist ca printr-un fantomă, da? Ok. Bun, Sean, nu te pare... E creepy rău tipul ăla. Opa! Dar totuși, dacă suntem noi de origami killer, nu s-a gândit nimeni la asta. Și asta e masa, da. Did they find something? De fapt, a fost o noastră nevastă. No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. Și acum o să ne ia la pulă. Do they think it's the origami killer? It's still too early to say, but it is a possibility. Oh, ce constipată e auto. What happened, Ethan? Ethan, ai pierdut și al doilea copil, cum era posibil așa ceva? You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you leave him, Ethan? Why? După cum vezi, nici la tine nu sunt atent, așa că... Ține-mi pasă de copilul ăla, hai, lasă-mă să plec. Uf. Uf. Drama devine reală, boys. Și efectiv... A trecut până ea și polițista aia, dar nu contează. Okay. Simt că o să devină interesant. Înapoi cu detectivul Bedes care se bate la femei. Când merge la femei, se bate cu tot ce vede în cale. Hai cu load din screen-ul ăsta. Haide. Ok, o alimentară. Este ora 9:54.
950 dacă scrie acolo. Și noi intrăm. Good evening. Încă avem cicatrice de la bota noastră. Scott Shelby, I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. Okay. I have nothing more to say. Hai să fim simpatic. I know what you're feeling. Then you will understand that I do not wish to talk about it. You may know something that could help save other people's lives. I was unable to save the life of my own son. Ok, uite, l-a pus să salveze viața lui Sean. Sean este important pentru noi toți. Unde te... Bă, alu. Shelby, încă n-am terminat. Hai să-l batem, Shelby. Plăcere. Back of the store to the right. Inhalatoare. Opa. Raionul 5, nevoie de un om. Aici. Good evening, sir. O să ai... Cred că Ethan. Are you looking for something in particular? Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Open the register, you dumb fuck. Put some money on the counter. Shit, are you deaf or what? Are you gonna open that fucking register or not? Oh, stay. No, sir. Fuck. You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. Shit. What did you say? Hide. You're out of your fucking mind, man. You don't get it, do you? I'm gonna put a fucking bullet right between your eyes if you don't do what I say now. You shall not be robbing my register, sir. That money is mine. I ask you now to leave before it is too late. Crash, you goddamn idiot! Open the register! Don't make me fuck. Hey, you! Come here! Ușor, boss. Listen, come here now! Ușor. Don't move! Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! Are you deaf? I said put your hands up! Nu știu cum! I'm warning you! I'll shoot! A, așa. Foarte încet și ușor. Reason. Look, it's not worth it. Put the gun down and just walk away. You giving me advice? I'll give you some fucking advice. Nu m-am pușcat. Don't panic, let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool. And everything will be all right. Yeah, I'm cool, man. Everything's gonna be all fucking right. My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Okay, Andrew. Help. You don't really want to shoot anybody, do you? I'm sure we can find a way out of this mess, right? Do you have anyone you care for in your life? A girlfriend, maybe? A family? Yeah. A little girl. I got a little girl. Okay. Her name's Jessica. What would Jessica think if she saw you here? Ask yourself. What would happen to her if this... Inima. Ăsta, calea către inima fiecărui criminal. You haven't done anything serious yet. Calea către inima fiecărui criminal este prin dragoste, băieți. Uitați cum face Shelby aici. Shelby's the man. Shit, man. What the fuck do you think I'm doing here? Și calmează-te. Calm down. Nice try. Oh, shit. For a second there, you almost had me believing all your shit. Oh, shit. Soarele-i mății de-o prost. Așa.
Fuck. S. Ușpula. Hăcea! Stay down, bitch. That's right. Suck my dick. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. This I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Reza, disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand what it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Can I? O să fie un origami acolo. Shit. Aveam dreptate. Please, take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Rezo. But maybe it will help you find the other. Avem un om cu o armă jos. Nu s-o ocupă nimeni de el? Ok. Mr. Shelby. I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. And yet he's still down. Of course. My horse. Ce se mai poate întâmpla acum? Cine e tipa asta? Nu cred că am mai jucat cu ea până acum. Miercuri, ora 2:44. AM 1,5 inch. Cred că da ploaie sau nu știu. Și un telefon, un televizor cu burici. Și ar trebui să fac eu, nu, cred că trebuie să fac eu ceva în particular, dar nu. Oh, la la, senioreta! Miau, miau. Ok. She's nice. Look at that body. Body. Nice ass. Yeah. Florin Salam. Oh. Un apartament destul de frumos aș putea adăuga. Cineva se uită la noi, cred. Cred că un pervers în casă. Încălzim cafea sau ce facem acum? Să ce avem pe-un frigider. Poți să te rog frumos să... I have a burger. Ok, nu vrei nimic.
Cafeaua, te rog. Scoate-o până unde ai full apartament. Bea. Ah, sunt doi eclere pe masă sau mi se pare mie? Nu pot să mă așez. Sunt ce mai pe aici, ce mai are asta pe casă. Oh, 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 oh. Ceva normal, la două jumate, așa, trei fără un sfert dimineața, să bei niște cafea preîncălzită, să ai un pe vreo în casă, să te uiți pe niște reviste, să mai dai un mail, but that booty, that ass, bitch. Ce? Ah, ai băutură? Cred că e vin sau șampanie? Ok. Oh, puteți să te îmbrăcăm? Oh. Cred că trebuia doar să ne ridicăm de pe canapea și să mergem în pat, efectiv. Nu te învelești? Oh my god! Dă-te coaie în pula mea că avem un intrus! Ce finuț mergem noi așa prin căsuța cu alune. Avea casă trei pitici. Vine pupoza și spune: lasă-mă să o bag și aici, de ce mă întrebi? Băi, boss, pe aici a trecut. Adevărat ce a făcut, a sărit pe geam. Pe geam întreg. Acum zic că ne dă mare bucată peste cea. Apare acum mare în spatele nostru și apare în două bucate de drăcine. Plouă și torențial. Ia bă, afară plouă. Hilele nu plouă, n-am luat apă. Nu pot să dorm, pe bune. Ce trebuie să fac? Uite, mă așez. Înapoi pe canapea. Mă întind. Plâng. Și mă ridic. Ce, acum trebuie să mă pun pe fotoliu sau cum? Nu cred. Ah, cred că trebuie să verific ușa, nu? De ce am o scară în casă? Parcă mai era o ușă pe aici. Da.
Oh! Is it rock am nudity off sau? Ok, n-avem nudity. Oh shit. Ok. O să trebuiască să blurăm imaginea aia, băieți, că... Oarfel ne cam dă jos clipul, nu știu cum să vă spun, but nice tits! Da! Oh my god, iară coaie, ce am mâncat, să mâncați-și gura ta! A lăsat frigiderul deschis. Mă, trebuie să o blurez neapărat imaginea aia. Iară, mă, mâncați-l, cine mă, Spider-Man, zice, Casper, fantoma, făcăcioară, opa. Adevărat să strea, uuuu. Hai, nu mai spune, s-a mortu. Nas, draci. Fac. Cum te-am decisiones. Hai să plecăm dracu de aici. Doar că am încercat-o, sunt prost. Păi, muistule. Fuck. Ah, m-a băgat capul în perete. De asta am mereu o scară la mine. Păi. Fuck. Dă! Fă-te-o să-l lumina, măti! Nu știu ce am făcut, i-am băgat o furculiță în gât, ce dracu am făcut. Că sunteți, mă, mânca... Vaș, gura voastră! Mam! Sunt doi! Poc! Jos! Sunteți trei! N-a să dea dragi! Na. Te-am mușcat de glugă, fraiere, de cagulă. Fuck. Nu. Gently! Go, ma! Ah. Păi ne jucăm prinserea cu hoții, ce facem, mă, mâncați aș gura? Aolo, că m-au spus. Mamă, direct în coaie. Dă-i, dă-i, apasă. Intră în baie. Am în coaia baia. Și acum ce fac? Mama mea, mi-a dat borșul la masă. Altul coaie, faci mișto de mine? Îmi ia gâtul, gata, s-a terminat.
Na, și am visat totul. It was all a dream. Bla bla bla. Bă, n-am ce să zic. Bla, tot ce s-a întâmplat a fost superb. Mai ales partea aia. You have unlocked a new bonus și mă tem că încheiem aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare, vă pup, pa!